Bună seara! O nouă seară la Catedrala Complexității, o temă extrem de interesantă, un joc de cuvinte, frumusețea științei, știința frumuseții, frumusețea dincolo de estetica indusă de modă, frumusețea autentică de tip geometrie sacră, dacă vreți, frumusețea organică și nu frumusețea tehnologică. Există, în momentul de față, această abordare sau această tendință de a se inocula o anumită senzații de frumos, care, într-un fel sau altul, mulți lucrează pentru treaba asta și creează fel de fel de, să zicem, metode de tip neuromarketing pentru a considera că frumos este acesta ce ni se arată și nu frumos este ceva care este arhetipal, ceea ce este extrem de interesant. Și de aceea, într-un fel sau altul, tema asta legată de frumos ne-a preocupat foarte mult. Vă aduceți aminte că am avut teme legate de frumosul și estetica și valoarea pe care o are, de exemplu, veșmântul. Veșmântul e diferit de haină. Haina se cumpără la magazin cu eticheta pe față. Haina este, din păcate, mai mult un simbol social, în timp ce veșmântul era o atitudine pe care o ai pentru a-ți proiecta viața. Veșmântul era cosut. Vă aduceți aminte de poveștile pe care le-a făcut doamna Avram vis-a-vis de cum zice, semiotica ei și de doamna Corduneanu, cu modul care înainte, în special femeia, își construia veșmântul, pregătindu-l, pentru că, de fapt, fiecare element al cusăturii reprezenta viziunea pe care o are vis-a-vis de propria ei viață. Deci, veșmântul era un element de protecție, era o primă interfață între corp și mediul conjurător. Și interfața trebuia să fie cu multe funcții, nu numai de haină și nu numai decorativ și nu numai de protecție, ci era și o protecție spirituală și era și un fel de proiectare a dorinței de a vedea cu ochii minții și după aceea întrupării un sens în viață. De aceea, fiecare brăduț, fiecare desen care era acolo, repet, era un fel de simbolistică cu care se scria o viziune a propriei vieți. Deci veșmântul se construia. Vă aduceți aminte și a fost foarte interesant cum era croit și ce probleme erau la cusături, pe unde putea pătrunde pe zdomne rău. E o poveste foarte interesantă care merită preluată. Acum, la nivelul unei familii, veșmântul unei familii este casa. De fapt, într-o casă se adăpostește ceva mai mare decât veșmântul pe corpul nostru, care este corpul familiei. E, casa, la rândul ei, în momentul de față, este într-o căutare. Ce înseamnă arhitectura asta? Ce înseamnă casa asta? Cum se arată? Chiar acum auzeam în drum spre cafenea, la radio, o problemă interesantă vis-a-vis de o persoană importantă care Toma și-a pus la dispoziție pentru prima dată să fie casa, pentru a fi vizitată, și avea 14 camere și 20 ceva de băi. Ce poate să facă un om în 20 de băi într-o casă care are numai 14 camere? Că și la hotel ar fi aiurea, sau două băi pe o cameră. Deci haina asta a unui grup sau unui a fost la rândul distorsionată și nu este o valoare de a te proteja și de a te integra într-un mediu universal, ci este mai mult un fel de valoare simbolică de a-ți arăta într-o piață a valorilor materiale poziția socială. Deci aici ar trebui să ne regândim și să găsim frumosul în arta asta a construcției și a imaginației casei. Acum, casa asta nu sunt singur, așa, pentru că nu sunt singur pe lume. Și ele se alătură în diferite grupări și formează niște colective mai mari care formează o altă scramură care este, de exemplu, orașul. Și atunci orașul are o altă învelopare care, la rândul ei, este o haină specifică și care, vă aduceți aminte, discuțiile pe care le-a avut colega noastră cea la Crăciun vis-a-vis de metabolismul urban și reconstrucția organică a habitatului. Deci, cu atât, între haina mea, între viziunea care o am în această realitate, între forma casei și forma orașului în ansamblu și toate în raport cu Gaia, planetă vie, ar trebui să fie niște relații suplimentare care nu au fost până acum în conștiința noastră de a le proiecta, de a le gândi. Am gândit din punct de vedere tehnologic, asta înseamnă să avem materiale, din punct de vedere a rezistenței materiale, să nu cadă pierderea cap. Am gândit din punct de vedere eventual estetic, cu niște reguli dubioase, din ce mai puțin formale, deși inițial au fost oameni care studiau probleme de armonie, geometrie sacră, de valori ale formelor universale, arhetipale și așa departe, s-au deformat. Și poate ceva legat de ergonomie, apropo de obiecte în sine, care eventual mai aveau ergonomie, dar n-a fost niciodată o armonie, nevoia de armonie a proiectării dintre forma casei și habitat, între forma casei și veșmânt, între forma casei și obiectele din casă,
Așa cum este o armonie între forma diferitelor organe și organismul în ansamblu. Deci noi căutăm și știința complexității încearcă să creeze, dacă vreți, acea bază conceptuală teoretică care să valorifice la alt nivel, folosind știința secolului 21, materialele experimentale specifice secolului 21, aparatura de investigare multidimensională care ne dă informații despre mediu la diferitele scări și elemente de lucru, pentru a reînțelege niște tradiții vechi, niște probleme de la Feng Shui, de exemplu, dar la cu totul altă scară, pentru a găsi niște criterii de proiectare naturală a unui mediu natural. Înțelegând că și aici avem o problemă, normalul ar fi o problemă de tip, să zicem așa, gaussian, care înseamnă normalitate. Normalitatea arată că 67% din populație proiectăm prost, gândim mediu, gândim mecanic, deci nu normal, ci natural. Natural ar fi așa cum trebuie în raport cu firea omului, cu conștiința omului, cu modul în care omul are nevoie să fie hrănit și ca și corp fizic, și ca corp spiritual, și ca și corp sufletesc, deodată. Pentru a da sentimentul unui om întreg. Din păcate, acum suntem într-o schizofrenie aia pe mai multe elemente. Unii refuză complet partea asta de dezvoltare sufletească și cultural, să zicem, prin muzică și artă și se concentrează numai pe high-tech. Și din laboratoare nu ies tot timpul fața calculatorului și proiectează dimineața până seara, prin fel de forme, o realitate, neglijind partea cealaltă interioară. Alții sunt acum întotdeauna într-o poezie permanentă în care numai iubire și fericire, e frumos, dar este foarte eternată și nu are substanță. Că și hrănesc un corp, dar rămân dezechilibrat pe corpul spiritual sau corpul fizic. E frumos să ai o dorință de armonie generală, dar poate să fie numai o dorință fără împlinire. Și să le hrănim prin corpul ăsta deodată. Și atunci, cam asta ar fi misiunea pe care centrul și-a asumat-o, să găsească persoane interesate de acest domeniu, să formuleze teme de acest gen, o parte din ele fiind și tema din seara aceasta. Acum, așa cum știți, conceptul ăsta de formă, de la forma piramidei de la Pitești, simbolul energiei ale piramidei, și până la problemele legate de a înțelege biomimetica, de structura de la care începem să învățăm de la natură, biomimetica fiind o nouă disciplină foarte fecundă, care studiind cu mare atenție proprietățile biologicului la nivele mari de rezoluție, la nivelul mari de atenție, începem să descoperim niște tipuri de materiale și niște tipuri de procese care schimbă modul de abordare. Vă aduceți aminte? Deja avem cam 90% din forța firului de Faianger, care este unul dintre cele mai rezistente obiecte în momentul de față. Cu un fir de, nu știu acum cifre, dar să zicem așa aproximativ, cu un fir de 1 mm secțiune, cu metru pătrat secțiune, poate să țină câteva zeci de tone, adică e ceva aberant. De aceea se și gândește acum să faci un lift care să fie un lift pentru a te urca pe lună, în sensul în care se pune o masă de echilibru undeva în zona dintre lună și pământ, în zona de punct de echilibru, se coboară un fir până jos pe lună, pe care, cu toată greutatea lui, pe această lungime de 100.000 de kilometri, are posibilitatea să tracteze echivalentul cam la 150 de kilograme, trecând sub firul ăla foarte, foarte subțire. E un proiect NASA care atunci am mai vorbit noi de el, este deja publicat ca atare și care își așteaptă niște, cum să spun, tineri la nivelul de a intra în discuție, dar în spatele lor este materia asta. În spatele căutării formelor se află tot ce se numește acum geomorfologie, pentru a înțelege dacă formele naturale, inclusiv peisajul, nu cumva este elementul care îmi setează sensibilitatea mentală pentru a putea percurge problemele mai subtile. Adică dacă mă uit într-o lume de artefacte cu forme geometrice în astea regulate, clasice, euclidiene, fără să vreau, mă desensibilizez în a simți natura, pe când dacă mă scufund în forme naturale, în peisajul de munți, băi, bifurcații, rugozități naturale, numai privindu-le, îmi sensibilizez mintea și încep să simt transcendentul. Deci e foarte important să începem să înțelegem ce rol are forma dincolo de aspect. Deci nu mă refer la formă ca aspect geometric, ci forma pe mai multe proprietăți, unele din ele fiind arhetipale. De aceea, de fapt, cu asta am putut o introduce poate cam lungă, dar în orice caz, care statuează tema de astăzi, este o temă mai generală, în care trebuie să extindem prin cuvântul arhitectură, cum arăta și Andy ieri, în seria ultimilor trei întâlniri, să extindem conceptul de
arhitectură, dincolo de sistem și sistemul dincolo de arhitectură, o aranjare a unor părți într-o asemenea alăturare și pe asemenea componență, încât ansamblul să capte proprietăți suplimentare. Cam asta ar fi, să zicem, intenția generală, care se particularează de azi prin șansa de la avea încoace aici, pe, între noi, pe un prieten, pe Tudor, care, într-un fel sau altul, întruchipează cam ce am vorbit eu până acum, în sensul în care nu este doar un arhitect care a făcut facultatea de arhitectură, ci este un explorator al frumosului în general, are și experiența necesară de a studia problemele legate de geometrie sacră și interesat în domeniul anticilor, care încearcă să simtă și să descopere în spatele formelor diferitelor temple și diferitelor construcții importante niște invarianți, și așa și vreo sensibilitate artistică specială care o să vă demonstreze prin ceea ce face. Aceea mă bucur că a putut să vină astăzi aici și să vă împărtășească ceva din trăirile lui, dincolo de valorile pentru care eventual este deja recunoscut internațional din ce în ce mai tare prin produsele care le face. Produsul este doar o parte, o notă pentru o trăire, trăirea mi interesează, zic eu, în seara de azi. În același timp, nu pot să nu amintesc și bucuria care am acum, prin faptul că nu este singur, a venit cu familia. Noi considerăm foarte mult că familia contează extrem de mult. Dacă în familie este o relație de comunicare și familiile încep să colaboreze, că avem două familii reunite aici, mi se pare extraordinar. Cotizo cu băiatul, cu Andru, care lucrează de ani de zile și ajută aici la partea tehnică. Și acum a venit și partea de familie, care încearcă să fie împreună lucrare care face foarte mult, ne dezvoltă pe toți. Ne uităm la, mă uit la cel mic, mi-aduc aminte, am niște poze cu el, care prea mai e mic acum, dar el era foarte mic, ne stimulează, formează o linie, formează o transformare care bunic, părinte și copii spun împreună. Deci o altă lecție care vrea să fie, să ne bucurăm împreună și dacă mai aveți și dumneavoastră nepoți sau copii, poate ne adunăm la un moment dat și veniți și cu ei, pentru că contează foarte mult să simtă atmosfera pe lângă cei mari. Să fim împreună, da? Așa că eu tot ce să zic, mulțumesc mult de tot că ești aici și aștept cu mare nerăbdare să ne auzim poveștile și să le comentăm și să le povestim mai departe nepoților la gura sobei, la un moment dat. A fost odată o cafenea care întâlneam și povesteam și era acolo un Tudor care vorbea de frumos și estetică. Te rog. Bună seara, mulțumesc mult, Florin. E o introducere care m-a scutit pe mine de foarte multe alte cuvinte. Trebuie să recunosc că proiectul pe care o să-l prezint în seara asta e un proiect care mi-e foarte drag și la care am lucrat foarte multă vreme. Care s-a materializat. Asta e împlinire pentru un arhitect să reușească să materializeze ceea ce gândește și ceea ce pune pe hârtie. Pe de altă parte, mulțumesc lui Florin pentru ocazia pe care mi-a dat-o. Noi, arhitecții, cel puțin în România, asta o simt eu pe propria piele și discutăm cu colegii mei de vârsta mea, nu știu acum exact ce se întâmplă la școală, dar cu siguranță e cam aceeași poveste. Nu prea am fost învățat să ne povestim ideile și gândurile și ne-am cam învățat să predăm beneficiarilor totul de-a gata, așteptându-ne ca ei să-l și primească. Și mi-am dat seama la un moment dat că fără să-ți povestești ideea, e posibil să-ți vinzi proiect, e posibil să-l dai mai departe, dar pe de altă parte există acea posibilitate că materializarea lui să nu satisfacă pe nimeni, cel puțin pe el ca beneficiar să nu satisfacă absolut deloc, pentru că nu e comunicat, iar el a avut pur și simplu credere în tine că tu ești arhitect, asta e în situația ideală, când arhitectul poate face ceea ce vrea. De-aia sunt bucuros că sunt astăzi aici, pentru că îmi exersez în felul ăsta vorbirea. Poate, în felul ăsta, fac pe altcineva să înțeleagă mai mult despre ceea ce înseamnă arhitectura. Pentru că stăm la Centrul pentru Studii Complexe, nu putea pierde un complet monahar, glumesc. E un proiect la care am lucrat 13 ani. Zilele astea, vorbind cu Florin și în cursul invitației lui, a trebuit să pun cap la cap foarte multe lucruri, foarte multe schițe, foarte multe fotografii și m-am dat seama cât volum, ce imens volum e strâns în niște harduri și cât de greu este să alegi din ceea ce e acolo o mică parte pe care ți-o prezinți în seara asta. De-aia trebuie să recunosc că e posibil să fie construit destul de, nu destul de bine, dar
Sper să vă prezint ceva care să vă stimuleze pe viitor. Așa că tema din seara asta e structurată pe trei părți. Cred că asta merge. Prima parte ar fi un ce. A doua ar fi un de ce facem acel ce. Și la urmă vom vedea cum am reușit să facem ceea ce ne-am propus. La ce aș face o mică introducere, o prezentare foarte scurtă despre ceea ce înseamnă programele de arhitectură. Pentru că arhitectura, pe lângă faptul că deservește publicul larg, își împarte pe categorii tipologiile de lucrări. Pentru că e mai simplu de administrat, e mai simplu de manageriat și mai simplu de contabilizat pentru cineva. Așa că avem programe simple, programe de locuit, programe destinate afacerilor curente și programe complexe. Toate în sine reprezintă lucrări de arhitectură pe care le vedem peste tot. Astăzi ne vom ocupa la partea de construcții cu programe complexe, ceea ce înseamnă cu reprezentate de culte, în mod special arhitectura religioasă pe care o să o regăsim în proiectul de astăzi. Arhitectura religioasă este un program complex, pentru că are de întâmplit foarte, foarte multe lucruri, cerințe. E foarte legată de pământesc, dar e foarte legată și de divinitate. E atât de discutabil totul, încât e foarte dificil să-ți alegi o cale, să poți să-ți convingi un beneficiar. De altfel și pentru el destul de dificil să te convingă pe tine ca arhitect, dacă n-ai fost inițiat în zona respectivă. Zic că e o aparentă libertate în a trata obiectul de arhitectură, pentru că, în principiu, dacă ne uităm